Vă salut, prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi, la Misterele Istoriei, vorbim despre războiul de 7 ani și ascensiunea Prusiei. 29 august 1756 este ziua în care începe războiul de 7 ani, prin invazia Saxoniei de către prusaci. Acest război, purtat de marile puteri europene ale momentului, a avut un rol extrem de important în reconfigurarea geopoliticii pe continent și, prin consecințele la nivelul coloniilor, a influențat în mod decisiv evoluția Americii. Războiul de 7 ani, 1756-1763, a fost ultimul conflict major înainte de Revoluția franceză care avea să implice toate marile puteri ale Europei. În general, Franța, Austria, Saxonia, Suedia și Rusia au fost aliniate pe o parte împotriva Prusiei, Hanovrei și Marii Britanii, pe de altă parte. Războiul a apărut din încercarea Imperiului Austriac al Habsburgilor să câștige înapoi provincia bogată a Sileziei, care fusese smulsă de la ei de Frederic al II-lea cel Mare al Prusiei, în timpul războiului de succesiune austriac. Dar războiul de 7 ani a implicat și lupte coloniale de peste mări între Marea Britanie și Franța. Principalele puncte de dispută între acești doi rivali tradiționali fiind lupta pentru controlul Americii de Nord și Indiei. Având în vedere acest lucru, războiul de 7 ani poate fi văzut și ca faza europeană a unui război mondial de 9 ani purtat între Franța și Marea Britanie. Alianța Marii Britanii cu Prusia a fost întreprinsă parțial pentru a proteja Hanovra, posesia continentală a dinastiei conducătoare britanice, de amenințarea unei preluări franceze. Războiul de 7 ani a fost un conflict care s-a întins pe 5 continente, deși a fost cunoscut în America drept războiul francez și indian. După anii de lupte între Anglia și Franța în America de Nord, Anglia a declarat oficial război Franței în 1756, declanșând ceea ce Winston Churchill a numit ulterior primul război mondial. În timp ce francezii, britanicii și spaniolii se luptau asupra coloniilor din lumea nouă, Frederic cel Mare al Prusiei s-a confruntat cu Austria, Franța, Rusia și Suedia. Războiul de 7 ani s-a încheiat cu 2 tratate. Tratatul de la Hubertusburg a acordat Silezia Prusiei și a sporit puterea lui Frederic cel Mare. Tratatul de la Paris dintre Franța, Spania și Marea Britanie a trasat linii coloniale în mare parte în favoarea britanicilor, rezultat care va influența ulterior francezii să intervină în războiul pentru independența americană. Războiul francez și indian, Revoluția diplomatică și preludiul războiului francez și indian. Tratatul de la Aix-la-Chapelle, încheiat la 1748, care a încheiat războiul de succesiune austriac, a lăsat motive întinse pentru nemulțumirea puterilor. Nu a făcut nimic pentru a atenua rivalitatea colonială dintre Marea Britanie și Franța și a garantat practic un conflict ulterior între Austria și Prusia prin confirmarea cuceririi Sileziei de către Frederic cel Mare. Mărirea Prusiei a fost văzută de Rusia ca o provocare a proiectelor sale în Polonia și Marea Baltică, dar nu a avut nicio voce în cadrul negocierilor. În temeiul tratatului de la Sankt Petersburg din 9 decembrie 1747, Rusia aprovizionase britanicii cu trupe de mercenari pentru a fi utilizate împotriva francezilor în ultima etapă a războiului, iar francezii în replică respinseseră orice reprezentare a Rusiei la Congresul de Pace. Inamicii tradiționali ai Franței, Marea Britanie și Austria se uniseră la fel cum au făcut-o împotriva lor Ludovic al XIV-lea. Prusia, principalul stat anti-austriac din Germania, fusese sprijinită de Franța. Niciunul dintre grupuri nu a găsit însă prea multe motive pentru a fi mulțumit de parteneriat. Subvențiile britanice acordate Austriei nu au produs nimic de mare ajutor britanicilor, în timp ce efortul militar britanic nu a salvat Silezia pentru Austria. Prusia, după ce a asigurat Silezia, a ajuns la un acord cu Austria fără a lua în considerare interesele franceze. Chiar și așa, Franța încheiase o alianță defensivă cu Prusia în 1747. Iar menținerea alianței anglo-austriece după 1748 a fost considerată esențială de ducele de Newcastle, secretar de stat britanic în ministerul fratelui său, Henry Pelham,
Prăbușirea sistemului respectiv și alinierea Franței cu Austria și a Marii Britanii cu Prusia au constituit ceea ce este cunoscut sub numele de revoluție diplomatică sau inversare alianțelor. Până în anii 1750, francezii revendicaseră în mare parte Canada și Marile Lacuri, în timp ce Marea Britanie se agăța de cele 13 colonii pe malul estic. Zona de frontieră din jurul văii superioare a râului Ohio a devenit în curând un focar de dispute între britanici, francezi și americanii nativi, cu europenii dornici să stabilească zona peste rivalii lor. Conflictele armate inițiale nu au mers bine pentru Anglia. Francezii au construit Fort Duquesne și alături de aliații lor, nativi americani, au învins în mod repetat britanicii. Regele hanovrian George al II-lea al Marii Britanii a fost pasionat de exploatațiile continentale ale familiei sale, dar angajamentele sale în Germania au fost contrabalansate de cerințele coloniilor britanice de peste mări. Dacă războiul împotriva Franței pentru expansiunea colonială urma să fie reluat, atunci Hanovra trebuia asigurată împotriva atacului franco-prusac. Franța era foarte interesată de expansiunea colonială și era dispusă să exploateze vulnerabilitatea Hanovrei în războiul împotriva Marii Britanii, dar nu dorea să devieze forțele către Europa Centrală de dragul Prusiei. În plus, politica franceză a fost complicată de existența secretului regelui, un sistem de diplomație privată condus de regele Ludovic al XV-lea. Fără să știe ministrul său de externe, Ludovic a înființat o rețea de agenți în întreaga Europa cu scopul de a urmări obiective politice personale, care erau adesea în contradicție cu politicile declarate public ale Franței. Obiectivele lui Ludovic pentru secretul regelui au inclus o încercare de a câștiga coroana poloneză pentru ruda sa, lui François de Bourbon, prințul de Conti, și menținerea Poloniei, Suediei și Turciei ca state clientelare franceze în opoziție cu interesele rusești și austriece. La 2 iunie 1746, Austria și Rusia au încheiat o alianță defensivă care și-a acoperit propriul teritoriu și Polonia împotriva atacului Prusiei sau Turciei. De asemenea, au fost de acord cu o clauză secretă care promitea restaurarea Sileziei și a comitatului Glatz, acum Klodzko, Polonia, către Austria în caz de ostilități cu Prusia. Cu toate acestea, dorința lor reală era de a distruge cu totul puterea lui Frederic cel Mare, reducându-i influența asupra electoratului său din Brandenburg și oferind Prusiei de Est Polonia, schimb care va fi însoțit de cesiunea ducatului polonez al Curlandei către Rusia. Alexei Petrovici, mare cancelar al Rusiei sub împărăteasa Elisabeta, a fost ostil atât Franței cât și Prusiei, dar nu a putut să-l convingă pe omul de stat austriac Wenzel Anton von Kaunitz să se angajeze în planuri ofensive împotriva Prusiei, atâta timp cât Prusia s-a putut baza pe sprijinul francez. Frederic cel Mare a văzut Saxonia și Prusia de vest poloneză ca potențiale câmpuri de expansiune, dar nu se putea aștepta la sprijinul francez dacă începea un război agresiv. Dacă s-ar alătura francezilor împotriva britanicilor în speranța anexării Hanovrei, ar putea fi victima unui atac austro-rus. Niciun stat nu putea reprezenta o mare putere. Saxonia a fost doar un tampon între Prusia și Austria, Boemia, întrucât Polonia, în ciuda unirii sale cu ținuturile antice din Lituania, a fost prada facțiunilor pro-franceze și pro-ruse. O schemă prusacă pentru compensarea lui Frederic Augustus cu Boemia în schimbul Saxoniei presupunea în mod evident spolierea în continuare a Austriei. Războiul a fost declanșat oficial când tânărul de 22 de ani, George Washington, a fost trimis de guvernatorul Virginiei să-i avertizeze pe francezi să stea departe de zona din jurul orașului, cunoscut astăzi ca Pittsburgh. Francezii au refuzat și, pe drumul spre casă din misiunea sa eșuată, oamenii lui Washington au fost implicați într-o luptă cu o tabără franceză, unde a fost ucis francezul Joseph Coulon de Jumonville. Temându-se pe bună dreptate de represalii, Washington a ordonat ceea ce este cunoscut drept bătălia de la Fort Necessity din 3 iulie 1754, cunoscută și ca Bătălia Marilor Pajiști, sau Bătălia de la Great Meadows,
Această luptă a avut ca rezultat prima și singura predare a generalului Washington și războiul global. Washington va fi în curând urmat în înfrângere de generalul Edward Braddock și de guvernatorul William Shirley din Massachusetts, care nu au reușit să-i oprească pe francezi. În 1756, Marea Britanie și William Pitt au decis o nouă abordare și au început să financeze strategic armata Prusiei. William Pitt a rambursat de asemenea coloniile pentru creșterea armatelor pentru a-i bate pe francezi în America de Nord. Gambitul lui Pitt a funcționat. Prima victorie britanică la Louisbourg în iulie 1758 a reînviat spiritele căzute ale armatei. În curând au luat fortul Frontenac de la francezi, iar în septembrie 1758, generalul John Forbes a capturat fortul Duquesne și a reconstruit un fort britanic numit Fortul Pitt, în cinstea lui William Pitt. De acolo, forțele britanice au mărșăluit către Quebec, bătând forțele franceze în bătălia de la Quebec, cunoscută și sub numele de Bătălia Câmpiilor lui Avram, în septembrie 1759. Montreal a căzut în septembrie anul următor. Britanicii sub George al III-lea nu se luptau doar pe teritoriul Americii, ci erau implicați simultan în bătălii maritime care testau puterea marinei britanice. Francezii au fost nevoiți să renunțe la o tentativă de invazie a Marii Britanii după ce au pierdut bătălia de la Lagos și bătălia de la Golful Quiberon în 1759. Pe lângă victoriile din Canada, Marea Britanie a învins forțele franceze din Guadeloupe, Martinica, Havana, Manila, Africa de Vest și India. Smulgând orașul indian Pondicherry de la francezi la 16 ianuarie 1761. Tratatul de la Paris a fost semnat la 10 februarie 1763, punând oficial capăt războiului francez și indian. Britanicii au primit Canada, Louisiana și Florida, eliminând astfel rivalii europeni și deschizând America de Nord pentru expansiune spre vest. De asemenea, tratatul de la Paris a returnat Pondicherry Franței și le-a redat colonii valoroase din Indiile de Vest și Senegal. Victoria britanică în războiul francez și indian a câștigat Angliei o reputație de putere mondială, cu o marină puternică, reputație pe care o va folosi pentru a-și continua construirea imperiului pe tot globul. Pierderea franceză îi va inspira pe aceștia din urmă mai târziu să se alăture patrioților americani împotriva britanicilor în timpul războiului revoluționar. Războiul de 7 ani în Europa. Războiul de 7 ani a luat amploare acolo unde războiul de succesiune austriacă a încetat în 1748. Cu un nivel crescut de ostilitate între Prusia, condusă de Frederic cel Mare, și Rusia. Tratatul de la Aix-la-Chapelle sau tratatul de la Aachen luase Silezia din Austria și o dăduse Prusiei, determinând Rusia să se îngrijoreze de influența crescândă a lui Frederic în regiune. Frederic, la rândul său, a salutat un alt război în care putea câștiga și mai mult teritoriu. Odată cu creșterea tensiunilor între superputeri, sistemul de alianțe al Europei s-a schimbat în ceea ce a devenit cunoscut sub numele de Revoluție Diplomatică. Rusia s-a aliat curând cu Franța și Austria împotriva Marii Britanii, Prusiei și Saxoniei. Frederic a făcut prima mișcare începând războiul din Europa când a invadat Saxonia în august 1756, luând rapid Leipzig și Dresda înainte de a trece la atacul Boemiei. După un asediu eșuat de la Praga în mai 1757, el a obținut victorii timpurii la Rosbach la 5 noiembrie 1757, când forțele prusace au învins Franța și Austria, și din nou la bătălia de la Leuthen la 5 decembrie 1757, când prusacii au fost victorioși împotriva austriecilor. La Leuthen, Frederic a început să se bazeze mai puțin pe sabie și mai mult pe puterea armei de foc, pentru a ține pasul cu armele avansate ale adversarilor săi. Dușmanii Prusiei aveau să se răzgândească în curând. Forțele ruse și austriece au ocupat Berlinul, care era atunci capitala prusacă, în octombrie 1760. Rușii și austriecii s-au retras pe măsură ce întăririle prusace soseau în lupta pentru capitala lor.
Prusia câștiga, dar cu un cost mare. Ar fi nevoie de un miracol, miracolul casei Brandenburgului, pentru a pune capăt războiului. Acest miracol s-a întâmplat când Rusia s-a retras din război în 1762, după moartea liderului său, țarina Elisabeta, și ascensiunea la tron a nepotului ei, țarul Petru al III-lea. Tratatul de la Hubertusburg, cunoscut și sub numele de Pacea de la Hubertusburg între Austria, Prusia și Saxonia, a fost semnat la 5 zile după tratatul de la Paris, la 15 februarie 1763. Arhiducele Iosif de Austria a fost numit împărat al Sfântului Roman și a dat Silezia și Glatz Prusiei, consolidând în continuare puterea și influența lui Frederic cel Mare și a Prusiei. 29 august 1756 a fost ziua în care a început războiul de 7 ani, spuneam, prin invazia Saxoniei de către prusaci. Invazia Saxoniei a fost decisă de regele Prusiei, Frederic al II-lea, cunoscut și Frederic cel Mare. Încă de la urcarea sa pe tron, cu 16 ani înainte, el a început un conflict cu Austria Habsburgică pentru controlul teritoriilor germane din Europa Centrală, conflict care nu se va încheia decât un secol mai târziu. Competiția cu Habsburgii a fost stimulată și de faptul că Frederic și Maria Tereza Austriei se urau unul pe altul. De ce? Tatăl Mariei, împăratul Carol al VI-lea, a dat în 1713 un edict care îi permitea fetei sale să moștenească coroana și teritoriile Imperiului în lipsa unui moștenitor masculin. Măsura a fost contestată de Prusia și Franța, principalii dușmani ai Habsburgilor, fapt care a dus la izbucnirea războiului de succesiune austriacă. În cele din urmă, Maria Tereza și-a păstrat coroana, dar a pierdut Silezia în fața lui Frederic al II-lea. Războiul de 7 ani avea să aducă față în față marile puteri ale Europei, grupate în două tabere, Marea Britanie și Prusia, plus alte câteva principate germane, împotriva Austriei, Franței, Spaniei, Suediei și Rusiei. Rusia va părăsi însă războiul, am văzut, după moartea țarinei Elisabeta. Succesorul ei, Petru al III-lea, era un mare admirator al Prusiei și a negociat imediat ieșirea din război, atât a Rusiei cât și a Suediei. Frederic cel Mare știa că aproape toate marile puteri europene se coalizau împotriva sa. De aceea, el a decis să atace primul, anunțând că intențiile ostile ale împărătesei Austriei îl forțaseră să ia măsuri. În pofida iubirii sale pentru pace, el a invadat Saxonia în fruntea unei armate de aproape 60.000 de oameni. Frederic i-a surprins pe saxoni complet nepregătiți, astfel că a reușit să cucerească rapid orașele Leipzig și Dresda. Soldații saxoni au fost nevoiți să se refugieze în apropiere de Pirna, unde prusacii, blocându-le căile de acces, i-au lăsat să moară de foame. În continuare, Frederic a înaintat către Boemia și a asediat fără succes Praga. Regele prusac s-a confruntat apoi cu armata austriacă la Lobositz, în Boemia, pe 1 octombrie. Austriecii conduși de mareșalul Braun veniseră în ajutorul armatei saxone blocate la Pirna, dar nu au reușit să înainteze. Frederic a câștigat bătălia, nereușind însă să-i zdrobească pe austrieci. 2 săptămâni mai târziu, armata saxonă de la Pirna capitula. Ofițerii au fost eliberați, dar Frederic i-a forțat pe soldați să intre în armata prusacă, organizându-i în 10 regimente. Asediul capitalei Boemiei nu a reușit, dar Frederic i-a învins apoi pe francezi, austrieci și ruși în 1757 și 1758. Până în 1763, Frederic își asigură controlul asupra Sileziei și cucerește și alte teritorii austriece, însă britanicii, epuizați și ei financiar de război, își retrag sprijinul financiar acordat Prusiei, punându-l pe Frederic într-o situație delicată. Mai mult decât atât, Rusia intră din nou în conflict, după ce țarul Petru al III-lea este asasinat în urma unui complot pus la cale de soția sa Ecaterina. Odată ajunsă la putere, aceasta reînnoiește alianța cu Austria și lansează noi atacuri asupra Prusiei. Imperiul austriac era însă prea slăbit financiar pentru a mai putea continua războiul, astfel că Maria Terezia acceptă să înceapă negocierile pentru pace. Războiul de 7 ani a transformat Prusia într-o mare forță militară,
asigurându-i un loc bine meritat la masa marilor puteri europene. Prin tratatele de pace încheiate în 1763 de la Paris și de la Hubertusburg, granițele antebelice din Europa Centrală au rămas neschimbate. Prusia a reușit așadar să păstreze Silezia și a câștigat influență în defavoarea Imperiului Austriac. De aceea, unii istorici sunt de părere că acest progres al Prusiei a pus bazele fondării statului german modern. Dragi prieteni, atât pentru astăzi. Vă mulțumesc ca de obicei pentru că ați fost alături de mine. Până data viitoare, când vă aștept cu mare drag, vă doresc numai bine, pe curând!